Bun găsit, prieteni! S-au stins luminile în sala polivalentă din Brașov, semn că spectacolul va începe. Finala Cupei României. SCMU Craiova, CSM Arcada Galați. O finală pe care specialiștii din lumea volului au considerat-o drept una surprinzătoare. După ce ambele echipe au trecut de Steaua, respectiv Dinamo, primele două formații la finalul sezonului regulat, și se părea favorite pentru a ajunge în această finală. Ei bine, nu a fost așa. Începe spectacolul așadar. Avem o finală, un trofeu important al sezonului. Gazdele ne-au pregătit și un mic spectacol. Intră pe teren componența primei echipe, SCMU Craiova. Intră acum oltenii. Rând pe rând sunt prezentați de crainicul sălii. Câțiva dintre ei cu evoluții excelente. Ieri Diaconescu, în primul rând liberoul cu numărul 10, Dos Santos Vinicius, extraordinar ieri, la 37 de ani. Ce să mai spunem de capitanul echipei, Lică Laurențiu, care la 43 de ani a jucat formidabil în meciul câștigat ieri în fața Stelei. Iată și pe Dănuț Pascu, fost antrenor al Naționalei. Lângă el, secundul Claudiu Mitru. E acum prezentarea campioanei care a trecut ieri de Dinamo. Iată pe gălățeni intrând și începutul este făcut de Tudor Magraș. Mihălescu vine după el. Cel mai înalt jucător din campionatul nostru, Vasile Talpă, 2,17. Rând pe rând, campionii României intră pe scenă și au revenit ieri și în fața dinamoviștilor au jucat formidabil. Încă un meci de 5 seturi, al patrulea dintre cele două formații, câștigat de data asta de Arcada. Bala, unul dintre cei mai buni jucători români ai momentului, Cristudor ca libero, rață extraordinar ieri, un tânăr jucător de mână stângă, la fel și Cantor, un libero care a asigurat foarte, foarte bine preluarea. Iată-l și pe conducătorul echipei. În sală și o mică galerie gălățeană. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, dragi spectatori și telespectatori, o invităm în scenă, în cele ce urmează, pentru intonarea imnului național al României. Imnul național va fi intonat de Tamara Pelei. Prezentată tânăra care va intona imnul României înaintea marii finale. Așteaptă-te, române, din somnul cel de moarte în care te adânciră barbarii de tirani. Acum, o niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum, o niciodată, să dăm dovezi la lume că n-ați de mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu falul nume,
Suntem gata de marea finală. Ați observat în tribune, lângă cei din conducerea federației, chiar lângă președintele federației Adin Cojocaru, a venit la această partidă și ministrul sportului Carol Eduard Novak. Să ne amintim că ministrul sportului a mai venit ultima dată la volei, cel puțin atunci când l-am văzut noi, la calificarea României, la victoria cu Elveția, care a dus România la turneul final al campionatului european. Să spunem că atunci le-a purtat noroc tricolorilor ministrul Novak. Acum oare cui va purta noroc? Fie Craiovei, echipă decisă să dea marea lovitură aici la Brașov, fie campioanei Arcada, campioana ultimelor patru ediții, care părea că în sezonul ăsta nu va mai conta lupta pentru titlu sau pentru vreun trofeu. Ei bine, nu e așa. Bogdan Stoic, arbitru principal. Orădeanul Paul Savo, arbitrul secund, cel care va avea și legătură cu sistemul Challenge și va, va da soluțiile de acolo pentru orice contestare a vreunei decizii a brigăzii arbitrului. Acum e acum, să vedem cei șapte, sextetul plus liberoul. În doi este Robert Viber, coordonatorul, urmat de Călin, centru, Dos Santos Vinicius, extremă, Laurențiu Lică, un jucător formidabil, la 43 de ani, exemplu de tenacitate, dârzenie, devotament. Cu 14, centrul Ștefan Lupu, cu 19, Kovacevici, Sergio Diaconescu, partidă formidabilă ieri. Aceștia sunt cei șapte aleși de Dănuț Pascu și Claudiu Mitru. Un cuplu care e unul solid, călit în multe bătălii. Mergem la campioni. Arcada intră pe terenul Magdaș, pe centru, urmat de al doilea centru, Butnaru. Bala cu 12, Rață va juca în diagonală cu ridicătorul, ridicătorul fiind sârbul Vili Manovici. Danezul Oscar Madsen, jucător de zona 4, Cantor libero, Cristudol celălalt libero. În general, Arcada folosește ambii jucători de libero, unul pentru preluare, altul pentru apărare. Sergiu Stancu, atelor principal, ajutat de secundul Răzvan Tănăsescu, un fost libero de meserie. Mulți oameni în tribună, cred că tot vreo 1000 de persoane, partea noastră de aici de unde filmăm este plină, de cealaltă parte, în tribuna cea mai mare, iarăși multă lume, estimez undeva la vreo 1000 de persoane. Start în finala Cupei României. Un meci pentru un trofeu începe în câteva momente. De o parte campioană Arcada Galați, de cealaltă parte o fostă campioană SCMU Craiova. Iată și galeria venită din Galați. Start în marea finală. Servește decarul brazilian Dos Santos Vinicius. Preluarea înaltă, perfectă. Timpul 1, Magdaș, un carambol, dar mingea nu mai poate fi întoarsă. 1-0 pentru campioana României. 4 ediții câștigate de Arcada Galați, titlu după titlu. Această formație în 8 sezoane a luat 4 titluri de campioană, 2 supercupe și 2 cupe ale României. Magdaș. Float. Preluarea ușor în zona 2, pasă în zona 4, din blocaj mingea se întoarce, dar pe zona verde acolo, din bloc în out, punct Craiova. Preluare excelentă, Mațe pe o diagonală apărată de Lupu, dar centrul se va apăra întotdeauna mai slab decât un libero. Diaconescu schimbă acum pe Lupu, 2-1 Arcada. Bine fixat Lupu acolo ca poziționare, dar n-a putut să amortizeze forța execuției. Vili Manovici.
Preluarea e mai slabă, pasa va fi înaltă. Blocajul arcadei se duce acolo. Minge trimisă excelent de extremă, cu două mâini în blocaj, jucându-se parcă acolo cu blocajul advers, cu nervii adversarilor. Priviți ce soluție, greșeala oricum e a celor din blocaj care sar la o astfel de minge. Iată momentul. S-a folosit, a spune eu, experimentatul Kovacevic de tinereța lui Rață. Preluare sigură, Canto, pasa pe spate, Rață din bloc în out, punct arcada. Un tânăr extraordinar, cu plutire, cu detentă și cu din ce în ce mai multă știință de lovire a mingii în situații mai dificile, cum a fost și aceasta. Madsen. Forțează din săritură. Preluare excelentă. Pasa în 4. Minge plasată. Balonul nu atinge podeaua. Bala din 4. Pe diagonală. Punct arcada. 4 la 2. O diagonală perfectă. Care depășește atât de ușor blocajul. Și face inutilă intervenția omului din linia a doua. Aici pe cheia. De data asta Vidivanovic are un pic de șansă. Cu mâna pe podea scoate clar balonul. Iar Diaconescu n-are prea multe șanse acolo în apărare. Madsen. Excelentă execuție. Preluarea tremură. Este as, arcada, punct pentru Gălățeni. 5 la 2. Excelentă execuție Madsen. Jucător venit și el în acest sezon. Un jucător din naționala Danemarcei. Bun început pentru arcada. Va forța Madsen. Serviciu tactic, Vinicius, un pic de atent, pierde startul. Arcada prin Vinivanovic construiește cu pas pipe în linia a doua. Punct pentru campioana României. 6 la 2. Time out, Dănuț Pascu pentru SCMU Craiova. Acolo cu Robert Weber de Dănuț Pascu încercând să lămurească indicatorul finlandez despre indicatorul din Estonia, indicatorul din Estonia de 2 metri și 4 centimetri. Nu întotdeauna aveți un indicator de 2 metri și 4 centimetri. E bine, a încercat să lămurească că are nevoie Craiova de o construcție pe centru, fie pipe, fie urcare. Hai să vedem. Vine pasa pe centru, numai că preluarea a fost înghesuită lângă tijă și combinația în această situație mi s-a părut ușor forțată. Arcada profită de încă o greșeală în construcție a Oltenilor. Indicator din Estonia, așadar, care a început la Rakvere, apoi la Big Bang Tartu, a jucat în Portugalia la Bastardo do Fonte. Încă o greșeală în atac de data asta. Oltenii au un start tremurat, greșind la toate capitolele. Preluare, pas, atac. Madsen, excelent la serviciu în startul acestei finale. Forțează. Ratează de puțin execuția și Craiova plătește tribut greu în această așezare, din care scapă doar după ce Madsen ratează execuția. Eroare sigură pentru danez. Pasă pe timpul 1. Ce combinație rapidă. Cu mingea împinsă pe centru pentru Butnaru. Un fuge la întâlnire. Nici o șansă pentru blocajul Oltenilor. Priviți de unde vine Butnaru și se duce cam la 1,5 metri în fața lui Vinivanovic. Un fuge la care Călin nu a avut reacție. Butnaru. Foarte bun serviciul. Preluare perfectă. Pasă pe spate. Licări linia a doua. Cât pe contraatac. Butnaru. Lovit de minge număr
să puncteze. N-a fost până la urmă punctul Arcadei, ci punctul Oltenilor. Adică unul din primele atacuri reușite în această întâlnire. Craiova vine după un meci de 3-2 ieri și după un alt meci de 3-2 în sferturile de finală ale campionatului cu Rapid. Forțează Bilimanović combinațiile pe centru, simțind că oltenii nu au siguranță în apărarea pe centru deocamdată. Fie Lupu, fie Călin ezită să sară acolo cu timpul 1, așteptând combinația la tijă, care nu vine. Rață. Serviciu excelent. Arcada a început cu servicii foarte, foarte bune. Minge plasată, întoarsă de Magdaș. Recuperează bala cu un pic de neșansă. Rață cu tot blocajul în față. Merge mai departe. Bilimanović. Pipe în linia a doua, Madsen. Și cred că mingea îl atinge pe omul din linia a doua. Mingea atinsă de libero. Punct Madsen, punct Arcada. 11-4. Aici cred că ne vom lămuri. Da. Rață. Serviciu tactic. As, Rață. După un serviciu în forță, jucătorul Arcadei lovește scurt mingea și Vinicius mai pierde încă un start. După ce a mai fost sancționat pentru pasivitatea în preluare în începutul acestui meci. Guys, you are too tension, believe me. Try to be a little bit relaxed. Try to do what we spoke before. Come on, move a little bit, focus. We lose too easy the points. Be careful. Vedeți că voi, nu știu, partenerul Saudi, vedeți că joacă mult centru. Joacă mult centru și aveți grijă la primul timp, da? Come on, hai, come on. Enjoy, let's go. Saudi oricum, Dănuț Pascu. Dar nu întâmplător antrenorul Craiovei face asta. Se aude prin târg că există om special rămas acasă la cam orice echipă, la meciurile televizate, în legătură cu antrenorul din cealaltă parte, în care detaliile tehnice sunt transmise în mod automat. Nu doar ne facem treaba pentru ca dumneavoastră să auziți ceea ce spun antrenorii. Că se duce vestea mai repede pe cealaltă bancă, printr-un telefon invizibil, e bine, asta noi nu putem controla. 12-5, scorul. Vivar. Forțează. Și greșește. Distanță mare. În primul set, Arcada Galați a forțat încă din început și deocamdată e un prim set controlat de echipa campioană. Preluare bună, Diaconescu. Pasa pe spate, Dos Santos, închide faza lică, beneficiind de o săritură perfectă a balonului exact în zona lui de acțiune. Iată momentul. Nimeni la blocaj, n-aveai cum să te aștepți că mingea se duce chiar pe stânga lui Dică. Remarcăm încă o dată încercările gazdelor de a face cât mai plăcută desfășurarea acestei finale. Oltenii greșesc foarte mult și așa cum a și subliniat antrenorul lor, pierd prea ușor punctele. 14-6. Mantaș. Load pe Vinicius. Reluare ratată încă o dată. Așteaptă mingea Madsen și o trimite în terenul advers. Va fi schimbare. Prea multe greșeli în preluare. Intră Pantic în locul lui Dos Santos Vinicius. Jucător care a evoluat printre altele și vreo două sezoane în Italia la Milan. Pantic. Încercând deocamdată să ajute preluarea.
Pe el se duce direct serviciul. Dincolo, preluarea, bătălie între, între jucătorii Galațiului. Solicită Olteniu atingerea fileului. Vom vedea dacă va cere, o probă video antrenorul echipei din Craiova. Cred că asta se întâmplă. A atins sau nu fileul unul dintre jucătorii? Da, a atins. A atins Budnaru, cred. Nici nu cred că mai e nevoie. E atingere evidentă și va fi punct pentru Craiova aici. Deocamdată pauză până ce proba video va fi edificatoare pentru arbitru. Noi am văzut deja imaginea de camera noastră fixată pe fileu și suntem convinși că va fi atingere de fileu și punct pentru Craiova. Iată atingerea despre care vorbeam. Cred că Budnaru e cel care atinge. Chiar nu contează. Nu înțeleg ce se dă acolo. Nu înțeleg decizia asta. De regulamentar, e mingea atinsă de Budnaru. În fine, nu. Hai să spunem că la distanța asta poate contează mai puțin. 16 la 6 scor. Se greșește serviciul, 16 la 7. Bala, preluare în degete, pasa în patru, Madsen plasează mingea și în încercarea de autodublaj a oltenilor, balonul se duce mult în lateral. 17 la 7. Revedem acțiunea, priviți cât de simplu și precis tratează danezul această fază. Preluarea slab, pasa va fi înaltă. Acolo e ligă. O diagonală perfectă. În centrul cu centrul, capitanul oltenilor încearcă să tragă echipa după el. A câta oară la Laurențiu Ligă, deocamdată un pic fără nerv, formația olteană. Vom vedea dacă vor reuși să se redreseze la timp. Ligă. Preluare sigură, Mață. Pasa tot pentru el în zona 4, agățat de blocajul lui Călin. Weber joacă centru și Călin cu ușurință, cu eleganță, punctează 17 la 9. Pas cu pas, echipa campioană se apropie de finalul acestui set. La două puncte ale gălățenilor, Craiova a punctat o singură dată. Trei la bloc aici, minge liftată, excepțional Cantor în apărare. Rață, cât pe aici se scoată mingea asta și Diaconescu cu un plonjon lung și spectaculos. Rămâne însă punct pentru Arcada, 19 la 9. Iată momentul în care liberoul vine și scoate mingea. Când pe aici să avem un răspuns de pe aceeași măsură din partea liberoului de la Craiova.
cât despre faza anterioară, mai primesc și eu ajutor de la cei care cunosc regulamentul mai bine ca mine. Se pare că înainte mingea a fost atinsă de Viber, ridicătorul Craiovei, care era în linia a doua. Apoi a survenit acea atingere a fileului la Butnaru. Spun acest lucru pentru că nu am judecat eu bine faza. Se sancționează evident prima greșeală și faptul că Viber din linia a doua a fost atinsă de Viber din săritură și balonul s-a dus din singura explicație, pentru că evident atingerea lui Butnaru a fost una clară, dar s-a petrecut după ce oltenii au făcut prima greșeală în acea fază. 20-10 scorul, asta ca să clarificăm lucrurile din toate punctele de vedere, fără părtinire pentru echipă sau pentru alta. Adică mi se părea imposibil ca experimentatul arbitru Orădean să nu vadă acea atingere a fileului, dar iar s-a petrecut după ce jucătorul din linia a doua a trimis distăritură în linia a 20-11 este scorul. Bine, mi s-a părut și suspect pentru că oltenii nu prea au protestat. Serviciul nu e rău, preluarea însă rezistă. Timpul 1, lupul nu-l poate opri pe Magdaș, cum n-au făcut-o niciodată până acum oltenii pe centru, fie Magdaș, fie Butnaru, pe primul timp. Craiova n-a blocat niciodată până acum. Decisiv centru. Rață. Excepțional serviciul. Încă o dată Asarcada dezlănțuită în debutul acestei întâlniri. Ritmul este bun, servesc excepțional gălățenii. Craiova probleme vizibile în construcție. Fără preluare nu te poți ridica la înălțimea adversarului. Rață. Serviciu tactic, preluarea însă este perfectă. Pasa linia a doua, Kovacevici din bloc în out, punct pentru Olteni. Trece cu un pic de șansă. Bala din 4 și primul blocaj făcut ce-i trebuie la extremă la Marian Bala, într-un moment în care Olteni încearcă să prindă ritmul acestei finale, în care ei au intrat deocamdată, aș spune, doar fizic în meciul ăsta, dar nu și cu faptele, nu și cu acțiunile. 22-13, Viber, as, minge bună, este as pentru Olteni. Jucătorul din Estonia reușește un serviciu perfect, mingea clar în teren, punct SCMU Craiova. Mațen rezistă cu o preluare zona 2, Rață plasează, Lică atent, pasa tot pentru el, probleme un pic pentru Lică în elan, dar Lică accelerează în drumul său spre minge și reușește să-și facă săritura. 22-15, momente mai bune, cele mai bune până acum pentru Olteni în partida asta. Time out, Sergiu Stancu. Guys, first of all, two things. Vlad, where are you? Stay normal, don't shift inside, stay normal with him. It's important to finish the set right now, okay? Another thing, guys, very important. The moment the set is shifting, is moving inside the court, the sets are not arriving to antenna. We need to block even more inside, in position 4 or in position 2. The sets are really short. The moment Viber is moving inside the court, they don't arrive to antenna. Sigur că Arcada nu prea mai vrea să stea mult în setul ăsta. Distanța este în continuare foarte mare, dar este clar că adversarii Arcadei sunt deja într-un alt ritm. Viber încearcă să găsească drumul spre un nou punct. Preluarea e mult mai bună.
Filimanović plasează mingea, excelent. Excelent, a potrălit blocajul advers cu acea mișcare, simulând pasa, priviți cum blocajul sare parcă la comandă cu centrul, iar Filimanović își face liniștit punctul. Foarte frumoasă inițiativa a ridicătorului sârb. Marian Bala. Excelentă execuție, preluarea e foarte slabă. Pasa de la Kovacevic pentru Dos Santos cu 3 la bloc. Încă o dată șansă pentru Olteni. Tot Dos Santos, minge agățată ușor de Cantor. Rață, necruțător, Arcada urcă la cota 24, Craiova la punctul 15. Acțiune bine gândită de coordonatorul sârb, care l-a pus în valoare pe rață. Bala, serviciul tactic, Vinicius, o preluare mai bună, care permite construcția pe centru, unde lupul nu iartă. 24-16. Santos Vinicius. Preluare sigură, Cantor pasă cu o mână și de mult aștepta Oltenii asta să facă primul blocaj pe centru. Lupu îl prinde acolo pe Magdaș, sigur într-un moment în care soarta setului, spune eu că a fost de mult decisă, dar pentru curaj, pentru moralul lui Lupu nu e deloc rău. 37 de ani are jucătorul care va servi acum pentru Olteni. Mingea trece, preluarea din nou perfectă, pasă încă o dată pe centru, mingea l-atinge pe Diaconescu și Arcada închide setul aici. 25-17, start perfect pentru campioana României. Noi facem o scurtă pauză, vă aștept pentru setul secund.
frumos clipul acesta prezentat de colegii mei din carul de transmisiune cu cele mai importante faze sau, mă rog, poate cele mai spectaculoase din actul ce s-a încheiat. Începe setul al doilea, preluare bună de Santos, timpul 1, minge plasată la care Mats îmi găsește răspunsul. Rață vine din linia a doua și este blocat de Călin. 1-0 pentru Olteni. Mingea a fost recuperat aici de Danez, greu e de crezut însă că ar fi atacat el. Era prea în interiorul terenului pentru a ataca de acolo de pe extremă. S-au orientat bine cei din blocajul Oltean și au reușit să facă punctul. Călin, reluarea perfectă. Vilimanović plasează încă o dată mingea. 2-2 pentru sârb, care creează un pic de panică acolo în apărarea Craiovei. Ce trebuie să fie mereu atent, pentru că atunci când ai un astfel de jucător, trebuie să ții până când mingea pleacă din mâna sa. Un jucător din linia a doua undeva în centrul terenului, aproape de linia de 3 metri. Foarte bun serviciu. Probleme în preluare. Dos Santos sparge blocajul advers, reușind să corecteze ceea ce tot el a greșit. Am mutat foarte mult ridicătorul din loc. Priviți mult în spate. Viber pasa pe extremă, dar mingea trece printre cei doi din blocajul arcadei. 2-1 pentru echipa ce servește acum. Viber forțează. Preluare atentă, bala. Pasă în 4, Mațen percutează mingea pe o diagonală. Greu de apărat, dacă nu e imposibil. Egalitate la 2. Merge mai departe. Se strâmbește în continuare pe Dos Santos, care reușește să se redreseze din preluare și să atace perfect pe zona 5. Talpă probabil îl schimbă pe Budnaru. 3-2 pentru echipa din Craiova. Greșește serviciul brazilianul, se bagă sub minge, lovește balonul cu degetele și mingea se duce undeva planat direct în reclamele publicitare aflate la vreo 5 metri dincolo de linia de fund a terenului. Danezul de 23 de ani servește, jucător care a venit din puternicul campionat al Franței de la Toulouse. Preluare bună, pasa în 4 și mingea, nu știu dacă prinde terenul, se pare că da. Cantor îi spune antrenorului că ar trebui să ceară probă video, dar Sergiu Stancu face semn că mingea a prins terenul. 4-3, un punct în față, servește lucru pentru Craiova. Reluare în degete, Mațe. Timpul 1, Talpă. Nu știu dacă au atac pe faza asta. Elic acolo, care reușește să punteze, deși situația era foarte grea. Foarte bun pasul acela din afara terenului, dat cu 2000 de jos, aici, de Lupu, iar Ligă își face meseria. Centru Craiova ratează însă serviciul. Floatul său grăbit un pic în execuție aduce bucurie în cealaltă tabără. Vinicius, încă o preluare ratată. Pasa cu 2 mâini de jos, 3 la bloc acolo. Încă o șansă. Doar un pas de elan pentru sârb, care n-a mai putut trece de un blocaj atât de bine închis pe centru. Magda și cel care
a atins mingea la blocaj sau de care s-a lovit mingea în blocajul ăsta. Cât de bine stau cei de la Arcada sau poate Rață acolo, nici nu dau seama, pentru că în opinia mea la un astfel de blocaj ar trebui trecut să reușite toți cei trei care au trecut blocajul. Serviciu ce-l caută pe Vinicius, nu mai bună preluarea, pasă pe timpul 1, mingea va putea fi recuperată de apărare. Rață, gaură în blocaj, speculată de tânărul atacant de mână stângă, care bate perfect diagonala, 6 la 5 pentru campioni. În imagine, un jucător care a început voleiul la Suceava, la juniori, apoi la Dej, o echipă, Unirea Dej, prin care au trecut foarte mulți jucători de acum, de la rândul național. Egalitate la 6. Păcat că n-am avut și reacția lui Sergiu Stancu, supărat pe această eroare a centrului său. Dica. Va da tare din săritură. Numai că și el ratează execuția, iar punctul e al Arcadei. Excelentă execuție. Santos rezistă preluare, plasează mingea, dar Bala este atent. Tot Bala atacă pe o diagonală perfectă. Mingea nu mai poate fi întoarsă. Arcada se desprinde în setul secund. Frumoasă încercarea lui Sergio Diaconescu. Cât va ci să se ciocnească cei doi. Rață. Preluare perfectă, pasă cu o mână, Lică, fără bloc acolo. Impecabilă pasa, perfectă execuția valorosului atacant născut în Galați. Atenție, Lică e născut în Galați. Pasă extraordinară, o pasă de senzație acolo, care își scoate pe Lică fără blocaj. De aceea și reacția a fost frumoasă pentru Sergiu Stancu, care a aplaudat reușita adversarilor. Out un pic. Mingea se duce puțin în afara terenului. Va servi Bala pentru Arcada. Ratează și Marian Bala execuția. O serie lungă de ambele părți cu multe ratări, cei drepți și forțează la limită totul. Servicii foarte riscante, o armă cu două tăișuri, dar s-a constatat statistic faptul că trebuie să forțezi execuțiile. Greșești, dar dacă trece mingea trebuie să creeze probleme. Călin. Iată, un serviciu perfect, preluare extraordinară, Cantor. Bine, Rață! Mingea scoasă în linia a doua, Cantor e atent și o duce pe mâna coordonatorului. Timpul 1 și Magdaș pe acest fuge depășit continuă pe atac prin direcția atacului, traiectoria mingii fugind în parcă de blocajul lui Lupu. Nici o șansă pentru Lică în apărare. Rău serviciul, preluarea scoate ridicătorul de pe fileu. Pasa va fi înaltă, blocajul Arcada este acolo. Mingea agățată de Bala. Greu pentru Magdaș să întoarcă mingea. Încă o șansă pentru Olteni. Viber va juca în 4. Dos Santos, gaură în blocaj, 10 la 9. Ce serviciu, a doua oară când Olteni servesc în reclamele publicitare aflate la mai mult de 5 metri de linia de fund a terenului.
a avut o perioadă de joc mai bun, dar acum au început iarăși să rateze multe execuții. Încă Arcada are, nu e departe, doar două puncte. Ne apropiem de jumătatea acestui set, cu greșeli multe de ambele părți. Dos Santos Vinicius. Preluarea este perfectă. Pasă la rață, blocat de o grupare excelentă cu Lupu lângă Kovacevic. Strânge doi perfect aici și reușește să apere centrul terenului. Egalitate la cota 11. Excelentă execuție. Probleme în preluare pentru Arcada. Pasă cu o mână. Mingea este condusă, spune arbitrul. Punct pentru Olteni, care din nou revin pe tabelă. Excelentă serie pentru brazilian aici. Iată și greșeala. Pasă din săritură cu mingea dincolo. Din săritură trimisă de un jucător din linia a doua. El la rând, Vinicius, schimbă și zona unde trimite balonul. De data asta însă rață, din zona 4, rămas ținut de Sergiu Stancu la cealaltă tijă, prinde o diagonală lungă și restabilește egalitatea. Arcada a schimbat zona de combinație, preferând să joace în fața coordonatorului, omul de mână stângă, și diagonala lungă a dus la restabilirea egalității. Mață, forțează, mingea trece, preluarea e grea. Pasă înaltă, vor fi trei oameni la blocaj, dar excepțional, Kovacevic rezolvă acțiunea. Un pic de cert acolo între băieții din blocajul Arcadei, pentru că toți se așteptau ca mingea asta să rămână în terenul advers și nu să se ducă în lateral. Preluare în degete, deloc precisă. Bala din 4 nu poate pune forță pe execuție. Liber, trebuie să împingă pe toată lungimea fileului. Minge plasată, la care bala răspunde prezent, vine rață, plasează și mingea nu mai trece. 4 atingeri, e punct Arcada. Set mult mai echilibrat. După ce în primul campionii s-a impus clar la 17, acum suntem la egalitate, la jumătatea actului 2. Talpă. Eloare sigură Dos Santos. Pasa pe spate, lică. Mingea va fi recuperată. Intră ridicătorul. Joacă în față, la bala, agățat de apărare. Pasă tot pentru Laurențiu Lică. Excepțională apărare. Madsen, încă o dată, duel al extremelor. Minge liftată. Încă o șansă pentru Olteni. Dos Santos. Excepțional execuție Kovacevic pe o diagonală apărată. Destul de bine de talpă, dar nu suficient cât punctul să aibă o continuare. Fericită pentru Gălățeni. A forțat un pic din Ivanovic combinația acolo cu extrema din fața lui, din zona 4. Aștepta stângaciul rață undeva la cealaltă tijă. Preluare sigură Madsen. Pasă la bala. Apărarea reușește să întoarcă mingea asta. Încă o șansă. Vine Dos Santos. Joacă extrema din 4, care scoate ca la comandă, aș spune, acest blockout. Și pentru prima dată Craiova are două puncte în fața adversarii. 15 la 13. La un nivel, așa, după al doilea, după mijlocul setului. Pentru că am impresia mai condus Olteni undeva în față acolo,
2-0-3-1. Lică. Float. Bine executat. Probabil Rață. Nu, timpul 1. Combinație ratată. Acum intră Rață și este blocat. O grupare atentă pe fileu. Craiova prinde curaj și se desprinde. 3 puncte în față. S-ar putea să fie time-out. Iată momentul în care Călin acoperă excelent centrul terenului. Time-out acum, Sergiu Stancu. Hey. First in first. In block, Alex. We don't block one ball. The only thing that you have to make is to close the fucking line. Block out, block out. We didn't make one key block. Bagă-mă la blocaj agresiv, că nu mă întine de. Am pus special față pe fileu și n-am blocat o minge. Now, guys, Tudor, distribution. Everything is over Bala, over Setter. Ok, so when you block with Andrea, they play over him. When you block with Marian, he's playing over him. Haide, guys! Go! Go! Schimbare Smith locul Bala. Ați auzit și schimbarea anunțată de Sergiu Stancu. Smith în locul lui Marian Bala. Se pare că va urma o dublă schimbare pentru Arcada. Deocamdată problema lor este că încearcă să scoată pe Lică de la serviciu. Servește Lică, forțează și cred că face punctul. Greu de întors balonul. Nu este imposibil. Construcția este a oltenilor. Pasa în patru. Ce greșeală, ce greșeală extremă. Foarte greu să treci peste astfel de puncte în care totul pare să fie de partea ta. Un singur om la blocaj pentru extremă care ratează dubla schimbare. Întâi intră Maleșa în locul lui Vili Manović și probabil apoi dubla schimbare în doi timp va intra Lescov în locul lui Rață, dar după ce tânărul jucător al Arcadei va servi, greșește și îl va schimba acum Sergiu Stancu pe Rață cu Lescov. Au ridicător în linia a doua, așadar moldoveanul Lescov și atacant în prima linie pe neamțul Maleșa. Să nu uităm, Arcada Galați este deținătoarea trofeului, câștigat tot aici la Brașov. Kovacevic, excelentă execuție, Maleșa, greu atacul. Nu poate pune forță pe execuție. Viber joacă timpul 1 și mingea prinde terenul. Momente bune pentru SCM-ul Craiova. Oltenii au 4 puncte în momentul acesta în fața adversarilor. Cantor. Preluare înaltă. Ajunge Lescov. Se apără bine craiovenii. Joacă în 4 la Dos Santos. O fază lungă. Smith încearcă blocajul. Și încă o dată greșeală a oltenilor care păreau că pot controla punctul. Rămân doar cu 3 puncte în față după ce mingea nu prinde terenul aici. Deși totul părea de partea lor. Priviți, e departe jucătorul Galațului. Numai că mingea nu prinde terenul. Mai are puțin Sergiu Stancu să spună mulțumesc pentru această greșeală la o fază simplă. Smith va forța. Mingea se duce peste teren. 19 la 15 scorul. Avantaj bunicel pentru Craiova care se apropie de cota 20. Călin. Valoare sigură, Cantor. Timpul 1 și Mandaș își pune în valoare viteza extraordinară de Lan.
O reloare ne va arăta cât de rapidă este săritura sa cu mult înaintea blocajului. Asta cred că îi reproșează și Pascu. Bine, centrul era cel de la serviciu. Priviți-l pe Lupu, el sare. Deci încă nu sărise și Magda își dădea în minge. Tot Paul Magda servește destul de bine. Reloarea tremură ușor. Lică în atac. Cu sau fără bloc, se pare fără. E punct pentru Arcada. Cere probă video probabil Dănuț Stan dacă mingea asta a atins sau nu blocat. Așa cum vedem, mingea nu atinge blocajul, rămâne scorul de pe tabelă, 19-17, SCMU Craiova. Atac departe. Reloare perfectă de această dată. Pasa în patru, ce blocaj. Fac acolo gălățenii prin neamțul Maleșa, lângă el lipise talpă. Balonul lovește și un jucător din apărarea oltenilor aici. Cârpeacii Sergio Diaconescu se întoarcă mingea. Un punct, doar un punct între cele două formații. Guys, in attack, in this situation, it doesn't matter who is in position for. I want to change a little bit direction. Not only directions, approach, direction, approach, because they block very well. So, now, we have small block here. So, I want to play middle, I don't think I shoot or what you want, and click here. And also you have, you can spike by men. Come on, side out. Încearcă să iasă Oltenii în această așezare, unde au pierdut ceva puncte pe un serviciu periculos al lui Magdaș. Eloarea e bună. Pasa pe spate, Lică, bună apărare Lescov. Ia să vedem Mațe dacă va putea forța atacul. Bună apărare Sergio Diaconescu. Duel al extremelor. Sunt trei la bloc acolo. Încă o șansă. Pasă pe timpul 1. Vine Lupu. 20-18 pentru SCMU Craiova. A desfăcut bine jocul acolo. Ridicătorul Craiovei simțind că extremele sunt bine păzite și forțând combinația cu centru. Unul inspirat la faza anterioară. Eloare sigură Mață. Pasa în patru, minge plasată. Un mic carambol. Balonul însă nu trece fileul. 20-19. Va fi la loc. Dubla schimbare. Iese Maleșa. Înlocuit de ridicător în linia a doua, intră și Rață în locul coordonatorului care ajunsese în prima linie. Moment important aici, în această finală a Cupei României. Deținătoarea trofeului și campioana ultimelor patru ediții încearcă să revină în acest set. Preluarea un pic înaltă, pasă grea, nimeni nu poate trece mingea asta peste. Totul a plecat de la o preluare care l-a pus într-o vădită dificultate pe coordonatorul Viber. Rață n-a atins mingea, dacă o atingea acolo pe traseul ei spre mică, era punct pentru SCMU Craiova. 20 peste tot în setul acesta. Ivanović, preluare din nou grea, pasă pe spate,
Încă o șansă, bun efortul lui Diaconescu. Dos Santos din bloc în out. Este punctul echipei oltene. Deși a vrut să facă Sergiu Stancu o probă video, să conteste faza, în timp ce Smith i-a strigat din teren, nu e cazul, mingea a fost în afară. Hai să vedem dacă ne putem lămuri pe această reluare, în niciun caz, pentru că mingea era acoperită de dică, dar sunt camere mai bune la sistemul celălalt. Clar în aut. Avea dreptate Smith. Ratează o oportunitate de a contesta arbitrajul Arcada, dar mai are încă una în acest sens. Bogdan Stoica, arbitru principal, îi permite lui Dos Santos să servească. Bună execuție. Preluarea departe. Pasa va fi înaltă. Întreg blocajul oltenilor este acolo. Mingea nu prinde terenul. Punct Craiova. Punct important în această zonă a setului. Pe un serviciu excelent al brazilianului de 37 de ani, time-out Sergiu Stan. Now Vinicius, the guy is gonna hit, he's gonna hit. He doesn't care about if he's gonna hit. So, normal. Alex, watch out the short serve. Vasile, ești atent pentru servicii scurte, ok? If receiver you want, leave the sideline. 5, 10, normal speed, you can hit the 5 here, ok? Haide, one side now. Revin în teren cele două formații într-un moment bun pentru Oltenii. Și cu un om foarte periculos la serviciu. Să vedem dacă va reuși după time-out să pună probleme în construcția Arcadei. Nu. Preluare foarte grea pentru coordonator. Construcția previzibilă strânge Arcada acolo cu Talpă și Smith. N-a putut face mai mult Lică în condițiile în care blocajul s-a grupat perfect și l-a blocat pe periculosul atacant de mână stângă. Timeout Dănuț Pascu acum pentru Olteni. Guys, once again, Kova, I said, don't push the ball. Make a solve the ball, man, to keep the ball inside. It's too far, hey, and it's too high. Hey, push side out now, guys. One ball, come on. Side out, come on, haide. Știu, dar poți să-l țină în teren, ce să nu mai lovești, el o mai și lovește și o da afară. Merge mai departe în acest set, mult mai echilibrat. Arcada totuși a revenit de la 16 la 20, restabilind egalitatea la cota 22. Madsen, jucător periculos la acest procedeu. În primul set el a făcut diferența la serviciu. Iată-l și acum, preluarea însă perfectă. Pasa pe spate, Lică, fără probleme. Punct pentru echipa Oltean. Excelent pe stânga lui Lică. E un culoar lăsat liber, priviți între mâna stângă a lui Smith și Tige. E mai mult de un metru. Un atacat de talia lui Dică, de valoarea sa, n-are cum să greșească țin. Lupul. Preluare bună. Se joacă timpul 1. Minge plasată, Lică are reflexul potrivit. Greu va fi atacul. Minge plasată, încă o șansă. Foarte bună acțiunea sârbului, aici însă nu poate pune forță pe execuție. Pasă, Talpă, merge mai departe, Vilimanović, joacă linia a doua, Mațe, plasează și el. Ce recuperată, pasa în patru, greșită și blocajul închide perfect. Egalitate la 23.
Nu știu dacă pot cere Oltenii o probă video la pasa respectivă. Poate un blocaj care să atingă fileul. Ia să ne uităm dacă a fost atins. Da, atenție! E mâna lui Rață care atinge fileul. Rață atinge fileul și va fi, cred eu, punct pentru Olteni. Cred! Mi s-a părut că o mână din blocajul Arcadei a atins banda. Vom vedea dacă e așa sau nu. Da, e atingere. E atingere evidentă. Rață ar fi mai bine să-și anunțe antrenorul că a luat fileul, pentru că lucrul ăsta a fost clar. Aici. Două mingi de set pentru Craiova. Lupu forțează. Preluarea e bună. Pasa în patru Smiths. Nu face punctul. Greu atacul pentru Lică, care nu prinde terenul. O șansă de set anulată de Arcada. Dar mai vine încă una pentru Craiova. Și de data asta pe propria construcție. Talpa. Va reuși oare un serviciu cu care să deranjeze construcția olteană? Vom vedea. Mingea trece. Preluarea e bună. Pasă pe timpul 1. Minge plasată. Cade în terenul advers. 1-1 la seturi, după acest 25-23 pe mingea plasată care cade între toți jucătorii Arcade. O scurtă pauză, este egalitate în finala Cupei României. Thank you.
câteva momente va începe setul al treilea. Egalitate, nici nu mă așteptam după ce am avut două meciuri de 5 seturi să ne ducem astăzi în un meci blitz de 3 acte. E, nu e cazul, finala Cupei României intră în setul al treilea, e 1-1. Echilibrul a fost restabilit în tabelă. Un set bun al Oltenilor. Dos Santos Vinicius. Excelent serviciul, de altfel pe serviciile sale a urcat mult Craiova în acest meci. Minge recuperată, Kovacevic, bine Mațen, dar balonul atinge în instalație care atârnă acolo din tavanul zălii. Sunt niște boxe uriașe. 1-0 pentru Oltenilor. Foarte bun atacul din 4, Kovacevic. Excelent în mai tot ceea ce face. Dos Santos. Preluare grea, Madsen, pasa în 4, Bala restabilește egalitatea cu un atac peste umăr. Cunaru forțează serviciul și îl chinuie serios pe Dos Santos. Kovacevic cu abilitatea sa și a ieșit mai mult în evidență începând cu setul secund. Mai duce un punct. Nervi pe banca Arcadei cu Sergiu Stancu. Greu de stăpânit după ce echipa lui nu găsește mingea în apărare. Lucu. Pentru că a evoluat mai multe cluburi în țară. Zalău, Baia Mare, eroare ratată, Viber joacă urcarea, 3-1 pentru Craiova, care urcă încet în meci, speculând orice mică eroare a adversarilor. Sunt 5 ani de când Craiova a luat campionatul României. De atunci niciun alt trofeu important pentru formația olteană. Sigur, mai mereu aflată însă în prim plan în competiții interne, atât în campionat cât și în cupă. Au mai fost finale. Oh, cât face să se ciocnească de jucătorii Arcadei. Dos Santos, Viber, timpul 1 și mingea întoarță de Magdaș, care a urmărit foarte atent faza acolo. O accidentare, cred, Kovacevic la un deget a solicitat întreruperea jocului sârbul. Finală în care echilibrul a reapărut după un prim set dominat de Arcada. Craiova a crescut nivelul jocului, reușind să reducă în primul rând numărul greșelilor în preluare, forțând și crescând calitatea serviciilor. Iată însă o greșeală în preluare, o pasă complicată, mingea trece, dar Magda și atent, se pregătește Maleșa din linia a doua. Excelent atacul, e punct Arcada care restabilește egalitatea. Pasă combinația pe centru, Maleșa întoarce balonul, dar mingea nu prinde teren. Punct, Craiova. Am impresia că în ultima parte a meciului Gălățenii pierd destul de ușor niște puncte, niște probleme acolo în așezarea în teren.
ai impresia că mereu balonul îi ocolește pe jucătorii Arcade. Lică pentru Olteni Float. Preluare slabă, Madsen, pasa vine de la libero, greu atacul pentru Bala, trei oameni la blocaj. Nu e cea mai bună apărare pentru Dos Santos, dar Kovacevic rezolvă încă un atac. Reușește din nou să scoată blockout extrema din Serbia. Pe la Smith, am impresia, atac foarte complicat, dar Kovacevic are știința asta de a lovi balonul într-un mod în care Vili Ivanovic nu a știut ce să răspundă. Timpul 1, Magdaș mi se pare cel mai sigur pe, în evoluțiile sale, fără căderi în joc, de partea Arcadei. Foarte frumoasă săritura sa, bună și pasa, să recunoaște. Într-o mică diagonală, aruncată mingea peste umăr de un coordonator care a riscat un pic aici. O finală în care ambele echipe forțează la serviciu. Și asta se vede. Foarte multe greșeli la acest capitol. Kovacevic, preluare perfectă, Bala, pasă în patru și Mațe izbește din extremă. Mingea lovește pe Lică. O fază cu trei atingeri perfecte în terenul campioanei. Iată pe ultima. Paul Tudor Magdaș. Serviciu scurt, preluare sigură, Dos Santos. Încă o acțiune pentru Olteni. Tot Dos Santos, care solicită atingerea blocajului, se dă minge care atinge blocajul, e punct pentru Olteni. Arcada nu contestă acest lucru, iar Craiova urcă pe tabelă. Sigur, e doar începutul acestui set, dar e unul foarte important. Craiova ne-a arătat că dacă ajunge în set decisiv, nu prea iartă. Ieri, în declarația pe care a făcut-o după partida cu câștigată cu Steaua, Dănuț Pascu, pe de o parte, deplângea faptul că echipa vine după multe meciuri de 5 seturi. Atenție, însă, toate câștigate. Am ajuns experți în setul decisiv, spunea Dănuț Pascu. Vom vedea dacă vor ajunge acolo. Deocamdată, din bloc în out, încă o dată, extremele reușesc să se descurce cu tot blocajul Arcadei în față, lucru care, sunt convins, produce iritare acolo între jucătorii galațiului. 8-6 servește coordonatorul Vivă. Mață, ce preluare bună, pasa forțată pe centru, Bundaru n-a putut găsi rezolvarea, o găsește însă Dos Santos Vinicius. 9-6. Craiova se desprinde în set. Iată momentul în care Bundaru n-a putut să apese pe execuție, iar brazilianul de 37 de ani ne arată o vitalitate extraordinară. Hey, the game is very simple. They are playing over our setter and over Marian. The distribution is simple. When it's Daniel on the floor, they don't play over him. When it's Marian, play over him. But we still have to do a much better thing. In defense, you are too much on the line. Vinicius, Kovacevic, come seconda paralela and stay on 7 meters. You are too much on the line. I don't care. It's an attacking line. I don't give a shit. But you are not controlling the outside hitters. They are winning the game, not anybody else. Momente mai bune pentru Craiova. 3 puncte în față pentru formația pregătită de Dănuț Pascu. Ați văzut cum Sergiu Stancu solicită ca în continuare echipa să lase culoarul liber, dar să acopere mai bine celelalte zone. Vologa de la Steaua, alături de soția lui. Mulți seriști au rămas
să vadă finala. Încominge recuperată Dos Santos. Bate perfect diagonala. Momente excelente pentru băieții în alb și albastru. De data asta se bagă un pic sub minge. Balonul ocolește terenul. Un coordonator foarte înalt, 2 metri și 4 centimetri. Craiova nu are probleme când el este prima linie la blocaj. De cealaltă parte, fie Rescov, fie sârbul Vidimanović. Construcția oltenilor în general pe acolo. Iată când joacă pe centru, Bunaru e atent și împreună cu Maleșa leagă blocajul. Aveau nevoie campionii României de un blocaj, pentru că de ceva vreme nu prea au mai putut opri pe Olteni, care conduc cu 10 la 8. Mață, fostul jucător al lui Toulouse, va da din seritul. Mingea trece, dar banda amortizează forța execuției. Dos Santos agățat de blocaj. Pasă pentru Maleșa, închis acolo de Lică. Lică n-a mai apucat să schimbe și a sărit în zona 4 la blocaj, reușind să-l prindă pe Maleșa. Iată momentul când, într-un duel 1-1, câștigă jucătorul din blocaj, acoperind inteligent în ultima fracțiune de secundă spațiul din dreapta lui, centrul terenului. Preluarea nu e perfectă. Maleșa, încă o dată, mult mai bine acum, pe o diagonală bine găsită, 11-9. Budnaru. Iaconescu asigură o preluare perfectă. Lică plasează mingea. Balonul nu cred că prinde terenul. Asta e decizia arbitrului, dar oltenii cer probă video, susținând că balonul a atins tușa. Ne vom lămuri imediat. S-ar putea ca oltenii să aibă dreptate. Vom vedea. Sigur că omul din apărare era acolo. Era complicat să intervine la mingea asta. E minge bună. Mingea prinde tușa. Punct așadar pentru Olteni. 12-9 scorul pentru Craiova. Lupul la serviciu. Un centru care a crescut ușor în eficiența în blocaj. Out serviciul său. Și cred că de data asta nu vor contesta oltenii. La Frankfurt, Maleșa. Preluarea este simplă. Kovacevic reușește să treacă din nou pe diagonală de un blocaj destul de departe de minge. Bună preluarea, excelent reflex Laurențiu Lică în apărare. Kovacevic, ce greșeală Maleșa. Părea că mingea nu are cum să-i scape.
Și totuși balonul trece printre degetele sale, e chemat rață, cred că și Leskov va fi o dublă schimbare. Craiova mai exact în tot ceea ce face, în timp ce Gălățenii se precipită în momente ce par simple și de acolo apar aceste puncte pierdute relativ ușor. Laurențiu Lică, s-ar părea că e momentul unui serviciu în mare forță. Să vedem dacă Lolo, așa cum spun colegii, va forța. Nu. Dar nu numai că nu forțează, dar și ratează cu mult execuție. Terenul. Ce as! Și în ce moment Vala încearcă să-și împingă echipa. E bună camera asta. Cred că vom prinde și momentul aterizării balonului clar în teren. Observați și reacția lui Kovacevic, care arată că mingea a prins colțul terenului. Marian Vala. Nu e bună preluarea. N-au atac Oltenii. Magdaș, atent, se duce pe urcare, pasa e pe spate, la rață, închis acolo. Formidabil reflex Cantor. Încă o șansă pentru Olteni de a achide punctul. Linia a doua, Pipe, Cantor, e din nou peste tot. Pasa în patru, Madsen, și e punct Arcada. Salvează Cantor punctul ăsta. Ce înseamnă să ai un libero atent acolo și devotat, care urmărește faza până la capăt. Iar aici Madsen, cu calmul său, danez, face punctul. Bala forțează. Grea preluare. Mingea nu atinge tavanul. Pasa e foarte dificilă. Cu sau fără bloc, se pare cu. E punct pentru Olteni. 15 la 13. Se duce dincolo, în zona de acțiune a lui Dos Santos, care nu ezită, e un blocaj evident. Gălățenii protestează, dar nu cred că e cazul aici. Urmărim totul, mingea trece planul de fileu, era în terenul Oltenilor. Nicio greșeală pentru Dos Santos. 16 la 13, brazilianul a avut răbdare. Și a așteptat ca balonul să ajungă pe partea lui de teren, să depășească planul fileului acolo. Greșeală la serviciu, care ține arcada în set. Magdaș. Pe serviciul lui arcada a egalat pe finalul setului precedent. Pasă pe fuge între zone și Călincu, extraordinară sa învergură, prinde mingea oriunde la 1,5 metri de el. Brațe lungi, bun controlul în aer, excelent echilibrul, perfectă întâlnirea cu mingea. Și el centrul al echipei naționale. Lout, Madsen. Pasa pe spate, rață, nu prinde terenul, fără blocaj. Nu cred că Arcada va contesta. Momente bune pentru echipa olteană. Jucătorii Craiovei se strâng acolo brațe în centrul terenului. Diagonală mult prea lungă. Time-out, Sergiu Stancu, time-out Arcada. Guys, listen. Hey, it's the same game that you played 1 week ago. Taci din gură, uite la mine. The same game that you played against Zalo 1 week ago.
We are giving points away. They are attacking, they are tipping every ball. It's on the court in our defense. They are doing nothing. They play one scrum at the ball and it's tipping, it's falling down. On the other side, no ball is falling down. Only here is a practice, deep, deep roll. E același meci pe care l-ați făcut acum ceva timp, puțin timp în urmă cu echipa din Zalău, le-a spus Sergiu Stan cu jucătorilor. A fost un meci în sferturi, primul pentru dintre cele două echipe. 3-2 a câștigat Arcada. Bună și replica ardelenilor în acea partidă. Lescov, minge plasată, fin de Butnaru. La loc va fi făcută dubla schimbare în echipa Arcadei, dar cred că va fi o dublă schimbare făcută în doi timpi. Va intra în timp Maleșa pe fileu, fără ridicător va juca Arcada aici. Vrea să-l țină la serviciu pe rață Sergiu Stancu, i-a arătat acestuia unde să servească. După ce Arcada va pierde serviciul, va intra și coordonatorul în locul său. Preluarea nu e rea. Pasa în 4, minge plasată perfect de Dos Santos. 19-15 pentru echipa olteană. Se face și schimbarea cu Vini Ivanovici, intrând în numărul 18, îl vedeți, la pas în locul lui Rață. Minge perfect plasată. S-au gândit bine acolo oltenii să nu joace o minge decisivă, să placeze, pentru că acolo, chiar dacă ar fi recuperat mingea, Arcada n-avea un ridicător. Ce greșeală la serviciu, liber, nu și-a calculat execuția sau s-a grăbit foarte, foarte mult. Și uite așa, punctul vine în dreptul echipei campioane, care însă are de recuperat acest final de set. Mață greșește și el. Punct cu punct se merge mai departe și evident că acest lucru convine echipei ce conduce. 20-16 scorul. Dos Santos forțează reluarea pe 3 metri. Pasa pentru Bala, care găsește diagonala liberă, dar Kovacevic se apără excelent. Minge plasată de sârb. Încă o dată Kovacevic se joacă practic cu blocajul advers. Abilitatea sa în atac, în genul ăsta de mingi, folosindu-se de mâna blocajului, urcă echipa olteană la cota 21. Arcada 5, caturi mai jos. Dos Santos. Foarte bun serviciu. Încă o dată problemele continuă în preluare. Bala încearcă, dar nu poate scoate blockout. Dos Santos, vârf de bloc, e punct pentru Craiova. 22-16. Momente excelente pentru Olteni. S-a accidentat acolo Lupu Clev, să vedem. În aterizare, cred că și împins de Lică în manifestarea aceea bucuriei. Probabil aterizare. Un pic mai dur acolo. 22-16 pentru Craiova, care revine fantastic. După un prim set pe care l-au pierdut la 17. Puțin mai contează această greșeală a lui Vinicius. Vedeți semnele clare ale lui Dănuț Pascu. Deloc supărat pe brazilian după această greșeală. La cât de bine a servit până acum, e și normal să se mai, să mai apară astfel de greșeli. Mi se pare out. 23-17. Intră Cristudor în apărare, în preluare, în locul lui Butnaru. Avantaj mare pentru echipa olteană pe acest final de set. După un set secund echilibrat, câștigat de Craiova la 23, aici situația asta altfel. Pasa pe spate, Maleșa,
cu siguranță găsește locul liber în terenul advers, dar oltenii au în continuare un avantaj important. Dănuț Pascu solicită ștergerea poderei după acel plonjon. Și ăsta un mod de a prelungi puțin execuția, până la execuția lui Maleșa. Mici trucuri. Neamțul își pregătește execuția. Va forța. E obligat să riște. Și greșește. 6 mingi de set SCMU Craiova. Nimic nu mai merge în jocul oltenilor. În jocul arcadei, mă scuzați. După un prim set în care totul a ieșit. Reluare ratată, Madsen, pasa va fi înaltă, blocajul este acolo. Minge scoasă de lică. Pasă la Kovacevic. Greu de întors mingea asta, n-au atac jucătorii arcadei. Centrul ia mingea în degete, urcare spate și vine punctul. 25 la 18, 2 la 1 pentru Craiova, care preia avantajul. 2 la 1 la setul după o revenire consistentă a oltenilor. O scurtă pauză, vă aștept pentru setul 4. Yeah.
Start în setul 4. Craiova conduce cu 2-1. Smith, titular. E o combinație ratată acolo. 1-0 pentru Arcada. Smith titular așadar. Rămâne Vilimanović la pas. Smith în diagonală cu Madsen. Asta înseamnă că a ieșit bala. Maleșa în teren, în diagonală cu ridicătorul. În centru este Talpă. Celălalt e înlocuit acum de liberă. Breșe în blocajul alb-albaștrilor. Servește Talpă în continuare. Preluare slabă. Probleme în construcție și apar în număr mare în echipa Arcadei. Oricum un număr mult mai mare decât în meciul de ieri cu Dinamo, când jocul Arcadei a părut mult mai legat. Asemănat, dacă vreți, cu ceea ce au arătat campionii în primul set. De atunci însă sunt într-o cădere liberă, într-un picaj, aș putea spune. Vor avea puterea campionii să întoarcă soarta partidei, să o ducă într-un set decisiv, sau Craiova va câștiga după ceva vreme un trofeu atât de important pentru această grupare. De multă vreme în prim planul voleiului masculin. As pentru Arcada, 4-3, Maleșa, un serviciu cu banda care derutează un pic preluarea olteană. Mă rog, echipe oltene. Combinație forțată, excelent, cu centru, foarte bună pasă. Un ridicător excelent, Viber, care și-a dat drumul la mână, aș putea spune. Kovacevici forțează. Preluare bună Smith. Pasa în 4 la Madsen. Un autodublaj. Călin se joacă în 4. Dos Santos din bloc în out. Mingea reclamă gălățenii că l-a atins pe brazilian. Mie nu mi s-a părut, dar ne putem dumini cu o eroare sau Arcada încearcă. Se pare că nu poate face. Atenție! Ia să vedem dacă mingea l-atinge. Nu se vede atingere aici. Dar mi se pare că nu poți să ceri probă video, atenție, la acest tip de greșeală. E punct pentru echipa Craiovei. Kovacevici în continuare pentru alb-albaștri. Ratează Kovacevici și la prima execuție a fost aproape să se întâmple acest lucru. Merg cap la cap cele două echipe. În acest turneu final al Cupei României, atât de echilibrat. Vă reamintesc semifinalele de 5 seturi ieri. Acum e 2-1 pentru Craiova. Madsen, preluare sigură.
pasa pentru Lică. Fără blocaj, spun arbitrii, dar Lică solicită o atingere a blocajului, o contestare a deciziei și din nou sistemul challenge intră în funcțiune. Teren sau în afară? Nu cred. Mie mi s-a părut out. Dacă au cerut... e minge bună, atenție, minge bună. Extraordinar, cât de mult te poți înșela, cât de mult te poți înșela. De aceea spun că încă o dată și susțin cu toată tăria faptul că viteza acestui sport a crescut atât de mult încât arbitrii nu pot prinde lucrul ăsta și mingea, vă rog să mă credeți. Eu la faza asta eram într-o poziție mai bună decât arbitrii. Practic, sub mine a bătut balonul aici, în fața mea. Și am crezut că a fost out. Ei bine, nu a fost așa. Iată cât de mult ne putem băgăli. Egalitate la 6. Iată de ce este necesar ca aerul, aș spune, pentru a lămuri, pentru a face lumină acest sistem challenge. Arbitrii nu mai pot prinde toate detaliile, indiferent cât s-ar strădui. 6 la 6. Magdaș. Din nou pe centru, Lupu trece de talpă. Nu mai reușesc să oprească pe centru acolo combinațiile alb-albaștilor jucătorii Arcade. Liber. Forțează, excelent serviciu, grea preluare. În a doua, Maleșa, fileu atins, deblocaj, cred că Lupu, oricum nu va fi contestată decizia, merge mai departe, egalitate la 6. În apărare, Kovacevici reușise să scoată mingea, sigur nu era ușoară pasa ce ar fi urmat. Bună preluare. Oh, ce torpilă! Ce torpilă Dos Santos Vinicius! Catapultează mingea în terenul advers. Parcă n-a existat blocaj aici. Ce calități are Brazilul acesta? Atenție, de 37 de ani. Trăva în teren cu un jucător de 37 de ani și cu Lică la 43. Maleșa trece de blocaj. Arcada încearcă să prindă ritmul oltenilor, încercând să evite acum o distanțare a acestora ce cu greu ar mai putea fi strunită. Aici, punct înalt de lovire pentru extrema germană. Smith. Excelent serviciul, Smith. Prinde un as pe acela serviciu scurt care în primul set i-a făcut mari probleme în preluare brazilianului. Simulează serviciul în mare forță, iar Vinicius face târziu pasul înainte. Nici cu plonjon n-a mai putut corecta preluarea. Probabil va da tare în minge jucătorul din Estonia. Balonul atinge banda și pierde din forță. Timpul 1. Din nou, talpă nu reușește să blocheze. În acel duel 1-1 câștigat de centru. De centrul din atac. Iată faza. Sare târziu și departe cu brațele pasele talpă. 9-9. Resimte Arcada lipsa lui Sobirov. Un centru de mare calitate. Cred imposibil de recuperat până la finalul acestui sezon. Cristudor, preluare în degete. Mațăr. Excelent plonjonul, greu atacul Kovacevici, nici măcar nu se încumete sârbul. Intră Vilimanovici, joacă extrema și Mațăr găsește breșa într-un blocaj dezorganizat.
greșeală în atac după multă vreme, dar cred că vor contesta decizia. Oltenii cer atingerea blocajului sau minge în teren, vom vedea. Probabil o atingere a blocajului. Până acum i-au cam ieșit toate cererile lui Dănuț Pascu. Vom vedea dacă și aici oltenii au dreptate sau nu. Jucătorii se apropie de monitorul în care pot vedea decizia. E ceva firesc, aș spune. Arbitrul le face semn să nu iasă din teren. Dar unii dintre ei sunt deja în afară. Puțin, dar sunt în afară. E, acum să vedem ce se întâmplă. Mingea atinge blocajul. Atinge blocajul, protestează. Protestează acolo jucătorii Arcadei, dar nu cred că e normal să se întâmple asta. E atingerea blocajului. Și în loc de 11 la 9, Arcada va fi 10 la 10. Verific acolo, Cristi Tudor, modul în care trebuie să se așeze echipa sa. Magda își protestează în continuare. Laurențiu Lică. Grea preluarea. Pasă înaltă. Trei oameni la blocaj pentru Maleșa, dar din blocaj mingea se duce în afara terenului. Excelent, scoate liberoul, vine Maleșa și nu prinde terenul. Ce greșeală! Iar atacului Mațene impecabil. Un punct în față Arcada. Tot Danesul servește. Ea trece cu un pic de șansă. Călin atent. Pasa linia a doua. Lică între zone pasa. Dar stângăciul Craiovei, atenție, jucător născut la Galați, prinde o diagonală formidabilă. Egalitate la mijlocul acestui set. Greșeală în preluare, Cristi Tudor. Smith forțează, impecabil atacul acestui micuț jucător estun, care pe o pasă grea reușește să treacă de un blocaj ce părea bine organizat. Se folosește de marginea acestuia, diriți lupul, foarte înalt punctul de lovire al acestui jucător, o stăritură extraordinară și încredere pentru a da așa minge. Bun blocajul Arcadei. Trebuie însă acum să acționeze pe atac gălățenii Maleșa. Mingea lovește pe Lică, nimeni
s-a mai dus după balon pentru o eventuală continuare. Și Arcada are un mic avantaj la jumătatea acestui set. Și se vește printr-un jucător periculos la acest procedeu, Mandaș. Time out pentru Craiova. Hey, guys, just a second. Guys, I don't want to play another set. So, we don't play to the same level like setter before. We have to do something more. Yeah, especially in attack. In attack, we don't block, we don't make defense. We have to improve a little bit. Come on. Nu mai are nevoie de Dănuț Pascu de încă un meci cu set decisiv. În vreo 8 zile a jucat 3, a câștigat 2. La fel și Arcada, atenție, care a trecut de Zalău cu 3-2. A bătut ieri pe Dinamo cu 3-2 și încearcă să ducă meciul cu 3-2. Iată pe Mircea Spătăceanu, un antrenor celebru în voleiul nostru, cu soția lângă el. Mircea Spătăceanu a fost primul antrenor care a câștigat cu o echipă din provincie titlul în România. A fost baia mare după ce an la rând titlul a fost numai în București, la Rapid, Dinamo sau Steaua. Apoi Mircea Spătăceanu a reușit să-și dubleze succesul mai întâi la Zalău și apoi cu Delta Constulcea, echipă pe care a dus-o până în finala top din SCAP. Eliminând mai multe nume importante, dintre care și o echipă din Bulgaria, de la Burgas, la care juca celebrul Kaczynski. Mare glorie apoi în voleiul italian. Atent. Fileu atins în atac, cred. Atenție, fileu atins în atac aici de brazilian. E decizie corectă, probabil pe o reluare cu camera de pe fileu. Vom vedea clar cu brațul atacantului. Urmărim cu atenție, brațul cade pe fileu. Arbitrul perfect poziționat. Ați văzut cum arbitrul, când atacă cineva, e pe partea atacantului de obicei. Bine, se mișcă și el pe scaunul acela în stânga, dreapta, cât îi permite. Dar faza a văzut-o excelent arbitrul principal. Timpul 1, în continuare probleme, în special pe blocajul lui Talpă. Sigur, nu prea prinde de multă vreme la blocaj jucătorii Arcadei. Dar Talpă, la 2 și 17, te aștepți să aibă mai mult succes în blocaj în fața lui Lupu. Dos Santos forțează, dar mingea nu prinde terenul. Două puncte în fața Arcada. Greșește și Smith. Nu reușește să-și creeze Arcada un avantaj cât de cât liniștitor în setul acesta. Se spune că atunci când ajungi pe un final echilibrat de set 4, avantajul psihologic al echipei care conduce cu 2-1. Oh, ce serviciu, Lupu! Un float care cade brusc, în care mingea cade brusc aproape de tușă. Un as ce-l obligă pe Sergiu Stancu să facă schimbare. Iese Smith, revine bala. Iată momentul. Clar în teren. 16, peste tot. Talpă.
Egalitate, Lică n-are cum greși de acolo. 17 egal. Timpul 1 cu răspuns bun al lui Magda. Se joacă pe contre. Ambele echipe își fac side-out-ul, cum se mai spune, în volei, reușind să ia serviciul imediat. Așa cum observăm, se merge cap la cap. Cineva va încerca probabil să forțeze o execuție extraordinară pentru a face diferența. We are here, we are playing like a man. Head up, enjoy what we are playing on the court, okay? Nothing more. Watch out, Kovacic, 6-1. The last time he made float, okay? We are ready for this one also, okay? One second. Se rea jocul, egalitate, undeva la punctul 18. Imagini nou cu președintele Federației, Adică Jucaru și ministrul sportului Eduard Novak. Finala Cupei României, așadar, la Brașov. Craiova încearcă să forțeze câștigarea trofeului în setul acesta. Arcada, evident, vrea să ducă meciul în setul decisiv. Kovacevic forțează. Bună preluare bala. Timpul 1, pasă mică pentru Mandaș, care nu prinde terenul. N-a fost atingere la blocaj. Sergiu Stancu l-a întrebat pe... și-a întrebat centrul dacă nu cumva mingea asta a atins blocajul pentru a cere probă video. Iar Magda și-a răspuns că nu e cazul. Excepțional cadrul ăsta surprins de colegii mei Kovacevic. Trebuie să învățăm și noi să facem ca ei, ca sârbii, în astfel de situații. Numai așa putem urca în sportul acesta. Reluarea e bună. Pasa în 4, Madsen, din bloc în out. Este egalitate. La 19 apuri. Arcada trăiește periculos în aceste momente. Madsen și-a găsit controlul acolo, reușind să domine lupta cu blocajul. Tot el va servi pentru campioana României. Preluarea tremură un pic. Pasă, a doua lică, mingea nu cade. Pasa vine de la Madsen, se pregătește Maleșa. Ce diagonală! Ce diagonală prinde Neamțul aici. Evitând blocajul cu eleganță și găsind locul liber atât de ușor în terenul advers. Superbă, superbă execuție. Mi s-a părut că un pic ascuns de blocaj aici. Vede târziu mingea, intră prea mult în teren. Dar abilitatea lui Maleșa de a găsi locul liber pe o diagonală scurtă, remarcabilă. Madsen. Preluare înaltă, pasa va fi la fel, tot blocajul arcade acolo. Madsen, atent! Hai să vedem cine atacă bala din zona 4. Blocat! Blocat! Golin! Incredibilă săritură, cu brațul stâng găsește mingea. Bala lovește ca în zid acolo. 20 egal. Iată moment. Același jucător servește. Impul 1, nu, e combinație cu Madsen, Pipe din linia a doua. Centrul ridică blocajul cu acea simulare, se va vedea pe o reluare din spate și pe locul liber creat
vine Marțel cu o mare viteză. Primiți lupul, sare cu timpul 1. Rămâne locul liber pe centru. Și pe acolo trece Marțel. De fapt trece mingea primisă de Marțel. Nu era preluarea. Timpul 1. Rezolvă lupul. 21 egal. Mai aproape talpă cu blocajul, dar n-a reușit să acopere mișcarea. Priviți cum vine centrul arcadei. Dar sare un pic dezechilibrat și lupul profită de asta. Căuva la 4 puncte de trofeu. Atât de aproape și totuși atât de departe. Vom vedea ce se va întâmpla. Bibert forțează. Preluarea e bună. Pasa în linia a doua. Maleșa. Foarte bun atacul. 22-21. Un set tensionat. Time out cerut de Dănuț Pascu. Guys, guys, negative receive 100% will play on the opposite. That's why I want to be careful there. Vini, if you make approach with diagonal, he spike on direction approach. Yeah, I know, yeah, but no, it was between. Yeah, dude, yeah. Come on. Încearcă Dănuț Pascu să oferă acel plus de luciditate de care echipa sa are atât de mare nevoie acum pentru a duce la Craiova trofeul. Deținătoarea trofeului este însă Arcada Galați, care încearcă să apere acest, această proprietate, putea spune. Deocamdată un punct în față pentru Arcada în setul al patrulea. Serviciul e scurt. Preluarea nesigură. Pasa vine de la Kovacevic, trei oameni la blocaj și a fost out, se pare. Ninja a atins Ninja sau a fost în cealaltă parte a tijei. Hai să vedem aici. Atenție, atenție! Este a fileul atins, fileul i-a... n-a fost out ăsta. Acesta n-a fost out. 23-22. Mingea a trecut departe de Tija. Am impresia că Tija a fost lovită de cineva din blocaj. Now he's gonna go with the serve. Guys, Daniel, ready here. Ready here, Vasile. Okay? High ball goes to you. Transitional ball goes to Maleska. Thank you! La 22. Vinicius forțează și ratează execuția. 2000 de set Arcada. Acolo se spune totuși că mingea ar fi atins vârful Tijei. Mi-a fost greu să văd. Deocamdată Craiova iese din această poziție. Nu era pasa asta pentru extrem atent care bate bine diagonala. Rămâne încă o minge de set pentru Arcada. De data asta pe propria construcție. La serviciu Teleleu, încercând să creeze probleme în preluarea echipei la care a jucat cu ceva timp în urmă.
Teleleu. Forțează floatul, mingea e preluată în degete de Balla, pasă pe spate la Male și a blocat acolo. Ce moment important și-au găsit jucătorii Craiovei să oprească acest atac. Kovacevici, excepțional Filip Kovacevici, îmbrățișat de Călin. 24 egal. Budnaru intră, Talpă iese. În continuare la serviciu Teleleu. Coordonator, aici introdusă să doar pentru a servi. Prea tare, e punct arcada. 25-24. Încă o minge de set pentru campioni. Budnaru. Hai să vedem dacă va reuși să decide soarta acestui set cu execuție bună. Olteni în preluare. Mingea nu trece. Egalitate la 25. Ce tensiune. Intrăm în prelungirile acestui set. Dacă va câștiga arcada, vom merge setul decisiv. Dacă nu, Craiova va lua trofeu. Au chiar capitanul echipei la serviciu. Lică forțează, va da tare minge. Iată momentul și nu poate trece mingea. Punct arcada, 26-25 și probabil o schimbare s-ar putea la serviciu, să vedem. Nu, e schimbare pe blocaj. Scoate ridicătorul și îl introduce pe rață. Fără blocaj, acum Sergiu Stancu stabilește cine va da pasa în cazul unei mingi recuperate. Dar deocamdată, arcada speră să închidă setul pe blocaj. Maleșa. E float. Mingea trece. Preluarea este sigură. Urmează combinația cu pasa în patru și mingea sparge blocajul. Excelent. Atacă Filip Kovacevici. Va fi la loc schimbarea în echipa arcadei. Iese rață și nu mai poate intra în setul acesta. Kovacevici știe că blocajul îl urmărește, dar atacă acolo cu simplul răspunderii. Bine dezvoltat. Și e din nou egalitate. Atenție, Kovacevici are un serviciu foarte periculos. Sigur, s-a greșit mult acest final la serviciu. Iată-l forțând. Mingea lovește pe Cantor. Greu de întors balonul. Maleșa nu poate ataca. Oltenii își pregătesc acțiunea. Weber joacă în patru. Dos Santos, se pun Craiova. Minge de cupă pentru Olteni. 27-26. Minge de trofeu pentru echipa din Bănie. Dos Santos Vinicius. Excelent atac. Ce va face oare Kovacevici la serviciu? A servit excepțional la faza anterioară. Sunt convins că sârbul va risca. Sau poate un serviciu scurt, vom vedea, controlat. Așteptăm execuție. Serviciile puternic, mingea trece! Ia out! Craiova câștigă! Craiova ia cupa! Craiova câștigă cupa României! 3-1 cu 28-26 în actul 4. Craiova câștigă trofeul. Ce meci, ce tensiune, ce victorie pentru echipa olteană plecată să recunoaște cu șansa a patra în acest turneu. Craiova a luat trofeul la Brașov, reușind să treacă mai întâi de Dinamo, de Steaua, mă scuzați, apoi de Arcada, deținătoarea trofeului. Excepțională, excepțională. Iată și pe colega mea, Daniela Enăchescu-Hură, rugând antrenorul să vină, pentru că suntem în transmisiune directă. Mai întâi băieții trebuie să salute, apoi așteptăm la interviuri unde colegul meu, Dragoș Cojocaru, așteaptă acolo pentru a realiza acele interviuri. Interviuri transmisiune directă,
cu cei care au luptat în această finală, cu cei mai întâi cu cei care s-au bucurat, apoi cu băieții de, cu cei de la învinși. Probabil vom încerca și cu președintele Federației în final, poate chiar și cu ministrul sportului, dacă vom izbuti să-l ducem la microfon. Deocamdată e bucuria oltenilor care au reușit o victorie mare pentru voleiul oltean, pentru voleiul din Craiova. Iată, încă o dată bucurându-se și trăind la cote înalte această extraordinară victorie. Craiova a luat Cupa României după o finală în care a pierdut clar primul set la 17, dar a avut puterea să revină. A avut forța de a, de a se bucura și de a duce, de a duce trofeul în Craiova. Ce victorie pentru voleiul oltean, plecat în turneul acesta cu șansa a patra. Între timp ne pregătim pentru festivitatea de premiere. Mai întâi vor veni, vor veni oltenii la interviu. Dănuț Pascu este foarte aproape, se pregătește Laurențiu Nică. Ideea este că suntem curioși ce au de zis protagoniștii acestei finale. Dragoș, o victorie importantă, domn profesor, și al doilea trofeu, unul care vă lipsea. Eu zic că nu o victorie importantă. Câștigarea unui trofeu pe care nu-l aveam în visteria clubului e un lucru extraordinar pentru noi. Trebuie să recunosc că nici nu știu cum să mă bucur, pentru că mi-am dorit dintotdeauna acest trofeu. Nu l-am câștigat până acum. Iată că am făcut-o astăzi, după un meci extraordinar de greu. Confirmăm forma bună în care suntem și se pare că facem față foarte bine la presiune și la meciurile care au se joacă sub într-o mare tensiune. Ați bătut liderul ieri, astăzi campioana și deținătoarea trofeului. Au băieții acum un moral și mai bun. Credeți-mă că o să ne bucurăm de această victorie cât putem de mult, dar nu va dura prea multe zile, pentru că ne așteaptă un meci foarte greu la Rapid, în play-off. Sunt fericiți suporterii, o să fie lumea în bănie, credeți? Eu nu cred că se așteptau, că aveau foarte mari așteptări de la noi, dar oricum și după victoria de ieri am primit foarte, foarte multe mesaje de încurajare și sunt convins că toată lumea e fericită. Vă mulțumesc, domn profesor. Mulțumesc. Narcis, ai pentru un moment legătura. Unul dintre veteranii voleiului românesc, iată, la 43 de ani, un nou trofeu cu Craiova. Da, e ceva fantastic. Am visat, dar n-am crezut niciodată. Este ultimul an al meu ca jucător profesionist de volei și să-mi închei cariera cu un trofeu e ceva de necrezut. E greu de povestit, e greu ce am simțit aceste două zile. În primul rând, mulțumim organizatorilor că au făcut posibil acest spectacol și bineînțeles că băieții au fost excepționali, excepționali. Le mulțumesc din inimă. Ieri ați bătut liderul, astăzi campioana și deținătoarea trofeului. Se mai poate? Da, se mai poate, trebuie, pentru că, ok, nu ne gândim așa departe, ne vom bucura astăzi, mâine, de acest succes, sunt convins, dar toți ceilalți din echipă, staff și jucători, ne gândim la meciul următor din play-off, împotriva celor de la Rapid, dar până atunci trebuie să ne bucurăm, o merităm. Două zile în care ți-ai sfidat vârsta din buletin. Da, mi-am sfidat-o, așa este, am încercat să fiu la nivelul celor mai buni, adevărat, dar eu știu, fără sprijinul familiei mele, femeia, Eli, n-aș fi putut. Au fost și m-au încurajat totdeauna și chiar mi-au spus, de ce nu mai joci un an? Dar mi se pare oricum fantastic ce mi s-a întâmplat anul acesta. Mulțumesc, felicitări încă o dată. Un spectacol excepțional și la al doilea rând cred că aveți și o satisfacție, pentru că voleiul a respectat regula pe care vă doriți extraordinar de mult. Da, mă bucur foarte mult. Este o federație serioasă. Eu simt că voleiul evoluează și cred că acest lucru, că respectă cei 40%, consider că le oferă cumva și jucătorilor români șansa de a juca și de aceea și lotul național evoluează din ce în ce mai bine. S-au calificat la europene, ne-am calificat la europene și cu băieții și cu fetele. Anul ăsta avem două finale de europene, de cupe europene. Cu adevărat se lucrează serios și cred că sunteți mulțumit.
foarte mulțumit. Chiar astăzi mă uitam la meci și urmăresc îndeaproape și mă bucur că conducerea federației, domnul Adin Cojocaru, este atât de serios. Și recomand și altor federații să ia exemplu de la volei și siguranță, dacă urmează această cale, ușor, ușor o să avem rezultate și ei o să fie mulțumiți. Craiova a câștigat astăzi cu câțiva jucători care sfidează vârsta din buletin. Cum să zic, vârsta, experiența, câteodată contează mai mult decât tinerețea și puterea. Mulțumesc mult, domnule. Mulțumesc. '22 a fost un an foarte bun pentru volei românesc, ne-am calificat cu ambele naționale la campionatul european. Anul acesta începem în forță două finale de cupe europene pentru echipele feminine și astăzi a fost și el și astăzi au fost spectacole de mare calitate. Cum apreciați, domnule președinte? Eu apreciez că volei românesc este pe un trend ascendent și că, într-adevăr, aici în România lucrurile încep să capete contur pentru volei. Reușim totuși să fim la nivel european, să contăm la nivel european. Iată, din cele trei cupe, România are două finaliste în cele două cupe europene, iar acest spectacol organizat aici la Brașov, organizat de Cupa României, cred că este o prezentare, dacă vreți așa, a frumuseții voleiului. Toate echipele au fost la un nivel ridicat și au prezentat un spectacol sportiv. Românii au jucat foarte bine, internaționalii români, și ieri și azi, și e bătaie mare pentru un loc în naționala masculină, se pare, anul ăsta. Așa este, nu poate decât să te bucure lupta asta și faptul că vezi că sportivii români sunt extrem de bine pregătiți și fac parte la solicitările acestea atât de intense. Este un lucru fantastic pentru noi. Unul dintre cei mai buni jucători la 43 de ani a fost Laurențiu Lică, care a demonstrat că atunci în joci cu pasiune și cu inima, vârsta nu contează. Sigur că da, este un model. Laurențiu este un model și eu aș sper de fapt ca toată lumea, toți copiii și toți oamenii să-l vadă ce ne reprezintă de fapt pasiunea, dăruirea, dragostea și respectarea unei vieți corecte a unui sportiv. Mulțumesc, vă lăsăm să vă duceți la premiere, domnule președinte. Stancu, ați început foarte bine, ați câștigat primul set, ce n-a mers în continuare? Cred că s-a văzut cu ochiul liber din ceea ce s-a întâmplat în teren. Craiova a reușit să atace foarte bine, iar noi nu am reușit să mai facem un joc bun pe block defense, pe apărare, tot ce înseamnă blocaj. Cele două extreme ale lor, atacați în zona 4, au pus aproape toate mingile jos, plus Laurențiu Lică, care a făcut un meci bun la o vârstă foarte înaintată, ceea ce este de lăudat. Și țin să-l felicit pentru această performanță pe Laurențiu. Galațiu a dominat ultimii ani în campionat, au crescut și alte echipe, ce simțiți? Pentru că a fost un an în care jocurile au fost extrem de echilibrate, multe partide s-au terminat cu 3-2. E greu acum să vorbim la cal, ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Este clar că este un campionat echilibrat, așa cum se vede cu ochiul liber. Craiova e o echipă care în sezonul regulat am reușit să câștigăm de două ori împotriva lor, acum când a fost un moment foarte important, n-am mai reușit. Deci, este o problemă noastră, dar pe altă parte trebuie să felicit echipa adversă, pentru că trebuie să fie realiști. Au pregătit bine meciul, au jucat bine, au jucat un volei de calitate și au arătat valoarea și jucătorul cu numărul 10, Vinicius, a avut un meci foarte bun. Sunt de lăudat, trebuie să acceptăm că în sport nu poți doar să câștigi și momentele în care nu face plăcere să vorbești, cum este acest moment, trebuie să recunoști cu sportivitate că adversarul a fost în anumite momente și, bineînțeles, la finalul meciului mai bun ca noi. Trebuie să respectăm Craiova. Titlul poate salva acest sezon pentru Arcada Galați? Este greu să urmăm acum despre ce va urma. Deocamdată ne vom linge rănile pentru câteva zile. Avem un meci foarte important la Zalău. Titlul este în joc, dar, bineînțeles, noi trebuie să ne ridicăm nivelul de joc. Mulțumesc! Succes în continuare! Mulțumesc, Dragoș, mulțumesc și tuturor celor care au venit la interviu. Așteptăm festivitatea de premiere. Toate echipele așteaptă acolo. Gazdele văd că au pregătit ceva special, probabil niște lansatoare de confeti. Așteptăm ca președintele să-și intre în rol împreună cu invitatul său de onoare, cu ministrul sportului. Eu cred că aici contează și pentru sportiv faptul că văd că li se acordă atenție, cât despre meciuri au fost extraordinare. Vorbim până la urmă
de niște partide foarte, foarte grele pentru echipe. Două semifinale de 3-2 și o finală de peste 2 ore. E momentul acum să fie premiați gălățenii. Nu e o premiere fericită. E cel mai greu moment aici când e bătaie. Noi vedem bucuria oltenilor. Iar acum gălățenii se vor urca pe podium sau vor aștepta acolo să primească medaliile pentru poziția a doua. Avem o finalistă care era avut un meci foarte greu, un 3-2 cu Dinamo. Ar putea fi un început pentru semifinalele acestei competiții. Încă suntem în faza sferturilor de finală în campionatul național. Televiziunea națională va prezenta din ceea ce știu din program ca sfert de finală meciul 2 dintre Rapid și Craiova. Mihai Cătălin Văsii. Iată, prefectul județului premiază echipa Arcada Galați. Să nu uităm, e campioana ultimelor 4 ediții și fosta deținătoare a trofeului. Se pleacă din stânga, de la liberul Chris Tudor, se merge mai departe. Sigur că e greu să ștergim cruntarea și tristețea de pe echipul acestor sportivi altfel admirabili, care au luptat până la ultima minge. Să nu uităm că setul 4 a fost pierdut undeva în prelungiri. Cât pe aceea a fost ca Arcada să poată duce meciul în decisiv. Și acolo era o altă pagină, cine știe ce s-ar mai fi întâmplat. Una peste alta, o finală frumoasă. Noi vom ține legătura până când vor ridica trofeul craiovenii. N-avem voie să ratăm momentul acesta în care SCMU Craiova, după ceva timp, ridică un trofeu. Nu mai știu exact când a luat Craiova și ce spune pentru asta titlul, dar vorbim de vreo 5 ani, cred. Craiova, o echipă serioasă, chiar dacă nu a luat titlul în ultimii ani, a fost mereu acolo în față, fie în semifinale, fie în turneele de play-offs, fie în primele 4 mai mereu. În acest sezon, campionatul se dispută după un alt sistem, avem sferturi, semifinale și finală. Președintele Federației, împreună cu Ministrul Sportului, felicită echipa și ea a pierdut finala. Și vom merge mai departe. Aplauze pentru Arcada Galați, care, așa cum am auzit, are un meci foarte greu la Zalău. După ce au câștigat acasă cu 3-2, se deplasează în Ardeal pentru a încerca să obțină calificarea în semifinalele campionatului național. Nu le va fi ușor acolo, dar chiar și așa Arcada, echipa care pleacă favorită în această dispută. E, tristețe mare în tabăra Arcadei. Se pregătesc să urce pe podium deținătorii trofeului. SCMU Craiova. Iată-l pe secundul acestei echipe, Claudiu Mitru, a fost și secundul național României când Dănuț Pascu a antrenat națională. Oltenii, cu tot ce au, cu sârbi, cu brazilieni, cu prazilieni, se urcă pe podium. Staful e undeva în stânga, în stânga cu privim noi, evident. Multe, multe zâmbete, multă fericire acolo. Carol Eduard Novak, ministrul sportului, începe premierea pentru băieții ăștia admirabili care au crezut în șansa lor, au luptat și au luat trofeul la care din 4 echipe, atenție, în această fază plecau, e clar, trebuie să spunem, cu șansa a 4. Și totuși, printr-o luptă admirabilă, cu 2 jucători, unul de 37 de ani, Vinicius Dos Santos, brazilianul lor, și cu Laurențiu Nică, la 43 de ani, au luptat formidabil. Ieri au avut meci de 5 seturi cu Steaua și au luat finala asta acum, după mai bine de 2 ore de joc. Felicitări, Craiova! Merită, băieții ăștia, toate aplauzele. Sunt și mulți jucători români titulari acolo, printre care Călincel, care primește acum medalia, de la care așteptăm multe la echipa națională. Kovacevic, mie mi-a plăcut foarte mult aici. Aș avea curajul să spun că de la el a plecat revenirea Craiovei, un ridicător din Estonia, corect în tot ceea ce face și la 2 metri și 4 centimetri, foarte, foarte puternic și în blocaj.
Așteptăm așadar să vedem trofeul ridicat. Se pregătește acum trofeul. Tot ministrul sportului va fi cel care va pasa trofeul craiovenii. Au început să cânte, să vină cupa la Olteni. Iar Laurențiu Lică, la 43 de ani, evoluție extraordinară, ridică trofeul Craiova, a câștigat Cupa României. SCMU Craiova, echipa momentului în voleiul nostru. Oltenii luară cupa. Frumoase aceste cadre de final. Punem și noi punct acestei transmisiuni. Mulțumesc colegilor din gardul de reportaj, vă mulțumesc dumneavoastră pentru atenție. A fost TVR 3 și Cupa României de la Brașov. Sunt Narcis Șelaru, la revedere, legătura în studio.